Un egal care nu mulțumește niciuna dintre echipele care s-au luptat în această seară, Șepși și CFR Cluj, 2-2 astăzi. Un egal care mulțumește FCU Craiova pentru că în ultima etapă rămâne cu șanse echipa lui Mititelu să prindă în ultima clipă play-off-ul. În acest moment Șepși 2 puncte peste FCU Craiova. În ultima etapă Șepși joacă la FCSB, Craiova la Hermannstadt și va fi mult suspans în acest final de sezon regulat. CFR să conduce, dar e egalat, are o repriză foarte bună și una foarte slabă. Și se termină 2-2, așteptăm reacții de după acest meci în etapa surprizelor, pentru că primele clasate n-au reușit să câștige și rămâne Farul pe primul loc, Cristi Dulca alături de mine. Salut, Cristi! Bună seara! În primul rând, a fost un meci corect? S-a jucat corect? La ce acuze au fost? Nu, am zis-o de la început. Nu cred că CFR-ul, în urma rezultatelor din, nu știu, echipelor cu care se bate în fruntea clasamentului, pierzând cele două echipe, FCSB-ul și FAR, nu-și permitea să vorbim așa, între ghilimele, că ar fi un meci aranjat, dar nu. Din punctul meu de vedere a fost un meci de play-off, chiar dacă matematic Sepsi încă nu este, sau mă rog, are șanse matematice. Mie mi s-a părut un meci foarte bun cu două echipe care au încercat să-și îndeplinească obiectivul, un Sepsi care a început foarte bine jocul și au reușit să marcheze, după care CFR-ul a revenit și au reușit să conducă. La fel s-au făcut câteva schimbări în repriza a doua și Sepsi a reușit să egaleze. Multe faze de poartă, un meci spectaculos. Mie mi-a plăcut foarte mult, adică a avut ritm, a avut goluri. Echipele au jucat corect, au jucat pentru obiectivele pe care le are fiecare. Hai să, un meci bun. Să începem să luăm reacții. Claudiu Petrila cu meci bun astăzi. Ați ratat această șansă mare de a veni pe locul meci... al clasamentului. Te așteptai să se termine 2-2? Da, a fost un meci foarte greu. Știam că asta o să fie aici. Tot timpul în așa cu Șepși am avut meciuri foarte grele. Am reușit să revenim de la 1-0, dar din păcate n-am reușit să mai marcăm al treilea gol, să fim mai liniștiți. Ne-am mai egalat și plecăm doar un punct, din păcate. Cât de mult a contat absența lui Dan Petrescu din spațiul tehnic? Da, a contat, dar cred că ne-a făcut treaba destul de bine și așa. Ce crezi că nu a mers în repriza a doua? Ați resimțit puțin și oboseala? Sau? Și oboseala și poate ei au fost mai proaspeți, să zic așa, și a știut cum să trateze jocul mai bine. A contat foarte mult și faptul că erați conștienți că un succes în această seară vă urcă pe prima treaptă peste Farul Constanța? Da, am știut asta, dar din păcate nu am reușit să luăm cele trei puncte și să mergem acolo unde ne este locul pe primul loc. Urmează meciul cu Universitatea Cluj. Tu cum vezi acest duel de tradiție? Va fi un derby frumos, cu stadionul plin. Sperăm să câștigăm și să ne facem fanii fericiți. Succes! Mulțumim frumos! Petrila, care a ratat foarte multe ocazii, vreo trei ocazii mari în prima repriză, și spunea el ceva, n-am reușit să marcăm golul 3 și o să vedem niște faze, vorbeam și noi, Cristi, în timpul meciului, foarte multe contraatacuri irosite în repriza a doua. Nu, Petrila a făcut cel puțin o primă repriză foarte bună și contribuit la, nu știu, golul 2, parcă. Da. A avut ocazii, a avut o ocazie mare, prima lui ocazie cu capul, probabil dacă se înălța un pic și acoperea mingea, reușea să înscrie. A fost destul de activ, îmi place, este un jucător care a prins experiență atunci când a jucat la Sepsi. A și marcat acolo foarte, adică a dat câteva el pe, goluri. Pe terenul ăsta a jucat cel mai bine, da, jucat la Sepsi. Și da, îl văd motivat, îmi place de el, are tupeu în joc. Hai să vedem ce spune, da, și Deac. Îl ascultăm pe Ciprian Lea. Însă n-ați reușit să plecați cu toate punctele, puncte care v-ar fi propulsat pe primul loc al clasamentului. Da, așa este. Eu cred că prima repriză a fost a noastră, a doua ne-au presat, știam că au nevoie de victorie, știam că vor veni peste noi. Din păcate nu am reușit
menținem acel avantaj de un gol și eu cred că rezultatul e echitabil. Este acumulată și o oboseală în ultima perioadă, gândindu-mă puțin și la succesul la limită de acasă cu UTA și înspre repriza a doua, spre final, în această seară? Oboseală? Oboseală nu, nu ar trebui să existe în, în mintea noastră. Dacă suntem obosiți, stăm acasă, e, e simplu. Nu știu, nu, nu cred. Ei au împins jocul, era normal, aveau nevoie de, de victorie. Noi am încercat să conservăm rezultatul. Nu cred. Eu cred că echipa arată foarte bine fizic. Ne-am descurcat foarte bine în ultimele meciuri și nu, nu cred că sunt probleme. Cât de mare este nevoia de un atacant, cum spunea și Dan Petrescu, care are nevoie în compartimentul ofensiv? Da, eu zic că Gianga și-a făcut treaba și își face treaba foarte bine, pentru că marchează aproape meci de meci. E un atacant bun. Nu știu, eu cred că marcăm meci de meci. Asta spune mult. Acum nu pot să decid eu dacă mai avem nevoie de jucători, dacă nu, dacă... Nu, asta e treaba mea. Urmează Universitatea Cluj. Cum vezi acest duel? Da, va fi un meci frumos. Un meci al Clujului care toată lumea îl așteaptă, și noi jucătorii și cred că și în tabăra cealaltă. Așteptăm să fie o sărbătoare la Cluj. Mult succes! Seară frumoasă! Ciprian, de ce s-a retras CFR în repriza a doua? Nu, asta ziceam, că CFR-ul a avut o a doua jumătate a primei reprize foarte bună, în care a reușit să revină. Au presat, au făcut un pressing foarte avansat, au recuperat repede. Ce vorbeam noi mai devreme de oportunitățile, nu ne-am putut spune ocazii, pentru că au scăpat, au recuperat și au scăpat 4 contra 3. Da, chiar au selectat colegii niște contraatacuri. Da, care... în care nu le-au finalizat, n-au fost foarte rapizi în, în decizii și puteau să fructifice, adică acele contraatacuri. Eu cred că s-au retras prea mult, adică, nu știu, s-a văzut o echipă care a încercat să conserve acel rezultat și asta cred că i-a costat egalarea, pentru că Sepsia a recuperat sus, a venit cu centrări, a forțat, a dus mingile în careu și atunci sigur că... Uite un exemplu, Cristi. Da, nu știu, n-au găsit soluțiile cele mai bune, adică... Tu să zici la un moment dat și că nu se demarcau ceilalți care n-au... Nu, a fost un contraatac în partea, pe zona centrală și în stânga. Am văzut un jucător care nu plecase pe zonă liberă, adică... Aici o echipă mare te pedepsește la astfel de faze, nu? Adică, uite aici, acum jucătorul din stânga trebuia să facă sprint, să taie, să primească mingea în profunzime, dacă mă întreb pe mine. Da. Aici Petril a intrat într-un unghi mor și n-a mai reușit să... N-a avut soluții, da. Curelea a stat pe bancă alături de Bordeanu astăzi pentru că Petrescu a fost suspendat. Cum mai putem comenta acuzele președintelui celor de la FCU Craiova, Marcel Pușcaș, prezent în tribună în această seară, că CFR Cluj se va preda în fața celor de la Șepși? Nu comentăm în niciun fel. Vorbim doar despre meci și atât. Ați avut forța să reveniți, însă în final, iată că nu s-a putut cu victorie și ratați această oportunitate de a urca pe primul loc al clasamentului. Da, din nefericire pentru noi s-a văzut faptul că am jucat deja 50 de partide. A doua repriză n-am mai fost la fel de proaspeți, ne-am lăsat un pic dominați și asta a fost situația. Prima repriză ne-a aparținut, cea de-a doua au presat mai mult și au reușit să marcheze. A contat foarte mult și absența unui jucător cum este Cristi Manea, poate chiar Andrei Burcă, probabil... Lipsa oricărui jucător din angrenajul echipei contează. Noi avem un grup bun, dar asta nu înseamnă că cei care le-au ținut locul nu au făcut-o bine. Este nevoie, într-adevăr, mai este nevoie în atac de un om, cel puțin un om, așa cum spunea și Mr. Dan Petrescu? Asta nu este treaba mea. Dacă dânsul a declarat așa, înseamnă că știe mai bine. Universitatea Cluj, următoarea adversară. Aveți forța să câștigați? Da, obțineți? Cu siguranță că avem forța, da. O să avem o săptămână un pic mai lungă, avem timp să ne și odihnim, că am jucat numai la 3 zile.
și o să fim care pe care din nou la derbiul Clujului. Mult succes! Mulțumesc să fim! Da, Costin Curelea, urmează acest derby al Clujului. Interesant, interesant, pentru că cu Cluj e o echipă care poate să pună probleme, arătat. La cum arată Universitatea Cluj la ora actuală, cred că va fi un meci foarte important pentru ambele echipe. Adică eu văd acum o Cluj la un nivel de play-off, ca și joc, o echipă de play-off. Modul în care se apără, modul în care fac pressing, jucători pe posturile individual, cum tratează partida, plus am mai spus-o și nu mă feresc să spun că Neluțu a schimbat cu total, a schimbat total fața acestei echipe, nu numai prin jucători aduși, dar și prin jocul prestat. Și s-a văzut cu o singură eroare meciul cu Craiova, dar se întâmplă, are, nu știu, 5 victorii, 3 egaluri și sau 4 victorii, 3 egaluri și o înfrângere. Adică mie îmi place foarte mult cum arată echipa. Apropo de play-off, șef și eu echipe de play-off, dar hai că vorbim cu Cristi Balaș deocamdată. Bună seara! Bună seara! Cum sunteți după egalul ăsta? Sunteți mulțumit sau nu? Nu, cred că am vrut să câștigăm. Cum să fiu mulțumit? Da. Am putut să fiu mulțumit atunci când nu câștigăm. După ce s-a jucat, asta vă întrebam. După cum s-a jucat. Poftim? După cum s-a jucat, dacă sunteți mulțumiți, asta ziceam. Păi nici după cum s-a jucat, pentru că am avut, mai ales în prima repriză, am avut multe oportunități de a scrie și repriza a doua. Da, o repriză foarte bună, apoi în repriza a doua CFR presată. Ne întrebam aici de ce s-a retras CFR-ul. Păi de ce? Pentru că și schimbările a fost greu. Nu-l avem pe Birligea, nu-l avem pe... numai el avem pe Maglița, Alele că a plecat. Este greu. Burcă accidentat. Da. Ce mesaj aveți pentru domnul Pușca, așa cum? Pare o... Nu, eu... Atât timp cât s-a văzut care a fost abordarea jucătorilor noștri, mesajul a fost pe teren. În rest, i-am sus ce am avut de zis. Dar ajung eu să dau mesaje la Pușcaș. Păi da, mă gândeam că îi transmiteți un mesaj acum, că știți despre ce e vorba. Dan Petrescu, cum a trăit meciul la oficială? Nu știu, am stat în tribună, el a stat înăuntru, în fața trezorului și nu... Abar, că nu prea eram în el. Am fost mai nervos decât el. Sunteți dezamăgit? Sunt dezamăgit că nu am câștigat. Pentru că orice meci îl abordăm la victorie. Și pentru noi, pe noi interesează calculele făcute de adversar. Mă interesează calculele noastre. Și la noi este simplu. Vrem să câștigăm campionatul, trebuie să câștigăm meciuri, să avem victorii. Simțiți că a fost un moment important pe care l-ați ratat. Acum treceați pe primul loc. Da, dar nu contează să fim pe primul loc la finalul campionatului. Mă gândesc, nu stau eu să mă amăgesc că dacă eram pe primul loc, am fi câștigat campionatul. Mm. Pentru că mai sunt meciuri importante, mai sunt 11 partide, una în campionatul regular și 10 în play-off și mai e mult până departe. Veți avea un atacant nou în play-off? Căutăm. Suntem în discuții cu 3 atacanți. Rămâne văzut în ce măsură ne vom înțelege. Nu ne spuneți, mă gândesc. Bineînțeles că nu ziceți. Bine, așteptăm să vedem cine sunt. Mulțumim mult, Cristi Balaș. Baftă în continuare. Nu mai bine, nu mai bine. Seară bună. Așteptăm reacții după acest meci. Mă gândeam că se transmite un mesaj acum. No, e normal să fie supărare pentru că au revenit de la 1-0. Știm obiectivul CFR-ul de a câștiga fiecare meci și într-adevăr în față au suferit la... Au și lipsit câțiva jucători importanți. Cred că și Manea a fost, că l-a omis pe Cristi Manea. Mie mi se pare un jucător important. A vorbit Cristi Balaș de jucătorii de atac. Da. A lipsit în atac, da. Și n-a avut schimbări în atac. Dar problemele, din nou, la CFR și meciul ăsta, în apărare, nu în atac. Cum a spus și Deag, marcăm. Ei au marcat 2 goluri. Dar în apărare mi se pare că ambii fundași centrale au greșit astăzi la golurile lui Șepși, nu? Da, bine, la primul gol acolo a fost o, nu știu, când stai în zonă trebuie să atargi mingea, nimeni a atacat, mingea a trecut peste
primul jucător, după care la colțul scurt nu era nimeni. Da, să vedem primul gol, da. Da, acolo e greșeala lui Iuri, la primul gol, în casa de CFR, nu? Iuri era acolo. Acolo trebuie să atași mingea, adică a fost și bătută foarte bine lovitura liberă, mă rog, cornerul. Da. Și a atacat foarte bine pe colțul scurt, acolo ca și fundaș. Uite, numărul 32 Ianga. Da, nu a apreciat foarte bine cum să stea și acolo s-a pierdut marcajul. Deci e greșeala lui Ianga aici, nu a lui Iuri. Bun, greșeala întregii apărări până la urmă, că... Că n-au atacat mingea. N-au atacat mingea acolo, trebuie să stai în marcaj. Matei, fostul mijlocaș de la Dinamo. Ați ratat șansa și matematic să ajungeți în play-off-ul campionatului, 2-2 final. Cât de frustrant este? Sau mulțumitor? Bună seara! Țin cont că am reușit să revenim în joc. Cred că este un rezultat care ne dă speranțe până la final. Acum avem și egalul cu FCSB. A fost un meci dificil. CFR este o echipă dură. Consider că repriza a doua am încercat să ne facem jocul și poate cu puțină șansă reușeam să și câștigăm. Dar la acest 2-2, ce se mai poate spune după declarația lui Marcel Pușcaș cum că CFR-ul a venit relaxat în perspectiva play-off-ului? Nu cred că CFR-ul a venit relaxat. S-a văzut în intensitatea jocului, în duel. A fost un meci în care toți am dat 100%. Ne-am dorit și noi și ei victoria 100% și... Cred că a fost un meci frumos și un meci de o calitate bună. Aveți emoții în perspectiva deciziei cu cele 3 puncte în fața celor de la Craiova 1948? Nu, este vorba că... Există și varianta asta, da, de rejucare. Ce pot să mai zic? Am mai declarat o dată chestia asta, vedem ce o să fie. O să luăm lucrurile exact așa cum o să vină către noi și avem meci foarte important acum în deplasare la FCSB. Cred că echipa a arătat atitudine în repriza a doua, ne-am dorit să revenim, ne-am dorit victoria și trebuie să arătăm la fel și la București și cred că vom scoate un rezultat pozitiv care să ne ducă în play-off. Mult succes! Mulțumesc la fel! Cred că niciun club nu și-ar dori să fie în postura celor de la Șep și în ultima etapă să joace în deplasare la FCSB. Da, dar să nu uităm că Sepsi a avut o perioadă destul de nefastă așa în exprimare și au avut rezultate destul de proaste. Poate da. Câteva puncte în plus la anumite jocuri în care au jucat. Adică nu i-am văzut așa... inconstanți de mult pe Sepsi. Și oricum, anul ăsta e un an foarte prost pentru Sepsi. Ei au o singură victorie în 2023 cu Ermaștea. În acest meci, într-adevăr, cum a zis Matei, s-a văzut o atitudine extrem de bună și determinare, dar și lor le-a lipsit golul. Deși au avut ocazii, cred că, mai mari ca și CFR-ul. Da. Adică, mă rog, în care au avut poate situații. Poate repriza a doua, da, dar... Și din partea dreaptă au fost câteva centrări. A avut în prima repriză câteva, uite asta, una bine. Dintre ele, da. A avut și CFR ocazii mari în prima repriză. A avut și CFR, dar... Oricum, la ce s-a jucat în 2023, cred că FC Craiova ar merita moral să joace în play-off, nu? O echipă mai spectaculoasă, o echipă care a jucat mai bine. Va acumula punctele pentru a accede în play-off. Dar așa, ziceam, la ce s-a jucat, ei ar merita. Șepși încă trăiește de pe punctele făcute anul trecut. Da, Vlad, da, uite, de exemplu, bate Craiova pe Rapid la o manieră foarte bună, 3-0, nu? Sau cât a bătut. Și după care joacă Chindia și nu reușește să câștige. Adică s-a văzut o discrepanță prea mare între jocul lor de la Rapid și cel cu Târgoviște. Da, corect. Bergodi, să vedem ce spune italianul de pe banca lui Șepși. Ați avut impresia că puteți mai mult în această seară? Al doilea repriză, când am și putut să presam mai bine și am creat situație în care eu,
ultima asta, în minutul 80 cu Paun în fața porții la un metru. Dar echipa s-a comportat bine, au reacționat, pentru că când te duci în avantaj și prima repriză după te ia 1-2 de la ei și cu CFR, că când de obicei se duci în avantaj e foarte greu să-i dai gol, nu era ușor pentru băieții, moralul a scăzut, am văzut la pauză, băieții erau așa tristi, dar între timp au reacționat foarte bine al doilea repriză și am presat, am făcut o repriză foarte bună și n-a intrat și pe banc, de pe banca. Și atunci sunt mulțumit, îi felicit, pentru că oricum ar trebui să luăm să facem un rezultat pozitiv. E adevărat, era mai bine o vittorie, dar că ne duceam în play-off, dar acum avem 2 puncte în față și mergem la FCSB. A presat poate în plus, într-adevăr, miza acestor 3 puncte, pentru că o victorie în această seară va asigura matematic accesul în play-off. Da, da, băieții au crezut că se putea castiga meciul. E normal că știam de la început că era un meci foarte greu cu CFR, dar am condus imediat și băieții s-au comportat bine. Și chiar dacă ei după au revenit, dar e CFR Cluj, că aici în România face legea de 5 ani și atunci ce putem face noi? Au dat 2 goluri, ca de obicei, cu faze fise, cu ceva de genul ăsta, și după băieții au reacționat și asta m-a plăcut mult, ca atitudine, ca dăruire și ambiția de a încerca să ajungi la o egală, la o remiză și să castigi. Și am avut situații în care atunci sunt mulțumit și felicit. Sunteți pregătiți poate și de o variantă de rejucare cu FCU Craiova? Mâine este decizia sau poimine? Poate fi și rejucare, nu? Da, vedem ce se întâmplă. Nu dau cu părere, pentru că după se poate interpreta. Dar presează, aveți emoții? Sincer. Noi trebuie să mergem să jucăm un meci încă foarte important, dificil acasă cu FCSB la ei, că sunt o echipă care joacă bine, că e în revenire acum și chiar dacă a pierdut ultimul meci, dar e o echipă foarte, foarte bună. Și atunci noi încercăm să acolo, că avem și șansă cu un punct și după vedem mene, eu nu dau cu părere, vedem, sunt specialisti acolo, toată lumea vorbește de acest match, dacă se rejoacă, vedem ce vor decide ei, fără să mi dau cu părere, că nu mai... Sunteți mai mulțumit față de ce s-a întâmplat la Ovidiu în această seară, în fața CFR-ului? Clar. Nu există prestația acolo la Ovidiu cu prestația de seara asta. Am revăzut o echipă, că e normal că n-are același joc că aveam înainte de Crăciun, dar o echipă că oricum a avut ambiția și a revenit de la, repet, de la 1-0, 2-1 pentru ei, foarte greu cu CFR, că nu e a gol așa ușor, ai revenit și după ai creat și alte ocazie. Zic eu că trebuie numai felicitat băieții și mă bucur pentru asta. Este acest rezultat, ultimul al etapei, o etapă în care Farul Constanța, Rapidul, FCSB, echipele din vârful clasamentului pierd puncte importante. Dumneavoastră cum vedeți în ceea ce vă privește duelul de pe Arena Națională, pentru că FCSB vine după eșecul cu UTA Arad, nu? Bă, mă, sigur, când pierzi nu e ușor să revini cu moralul imediat, că vorbele se reduce, vântul, cum se spune, adică vorbele vorbesc, revenim, asta nu e ușor când pierzi, dar este o echipă bună, FCSB, foarte bună, și atunci avea șansă de, dacă a castigat cu UTA, de ajunge la proprie de la primul clasament, și atunci nu... E o echipă care e în luptă pentru titlu, la fel ca CFR, și eu zic că asta 3 și cu Farul. Dar după în play-off... Da, trebuie să încheiem aici. Cristi, mulțumesc tare mult. Vești pentru Edi Ordănescu. S-a accidentat Chiricheș, dar a dat gol și Drăgușin, a dat gol și Pușcaș în meciul celor de la Genoa. Cam atât pentru astăzi. Să aveți o săptămână frumoasă. Nu uitați, marți și miercuri, meciurile din UEFA Champions League.